Bună ziua tuturor și bine ați venit pe canalul meu YouTube. Uitați ce minunăție vă propun eu, o margină foarte delicată și frumoasă. Se potrivește aproape la orice, chiar și la ciorapi, pentru că este un fel de elastic. Dacă vă uitați pe canalul meu, am un playlist cu multe feluri de elastic, și franțuzesc, și american, italian, multe. Am și acest model care este asemănător. La mine se numește 8 ore ajurate, doar că acesta se lucrează mult mai ușor și constă din 4 ochiuri, nu 5, acolo este 5, deci se lucrează foarte, foarte ușor. Eu vă sugerez să-l încercați, faceți o mostră, salvați și veți vedea cât de ușor este și îl veți folosi chiar și la bluzițele de vară. Să începem! Am montat 27 de ochiuri. Avem nevoie de un număr care se împarte la 4, plus un ochi pentru simetrie și două de margine. Și vom începe chiar cu primul rând. Un ochi de margine care nu se lucrează, apoi un ochi față, trei ochiuri pe dos. Acesta este un raport. Un ochi față, trei ochiuri pe dos. Un ochi față, trei ochiuri pe dos și continuăm până la sfârșitul rândului. La sfârșit avem un ochi față, ochiul pentru simetrie și cel de margine pe dos. Pe fața lucrului, deci rândul se începe de pe dosul lucrului, avem un ochi de margine, un ochi dos. Al treilea ochi îl trecem peste cele două, iată, ridicăm frumos și îl trecem așa. Și deodată lucrăm un ochi față, jet eu, un ochi față. Acesta este un raport. Al doilea, un ochi pe dos, trecem ochiul acesta peste cele două și lucrăm un ochi față, jet eu, un ochi față. Și continuăm să repetăm. Un ochi pe dos, ridicăm ochiul peste cele două și deodată lucrăm, deci trei. Un ochi față, jet eu, un ochi față. Și mai repetăm până la sfârșitul rândului. Un ochi pe dos, ridicăm peste cele două și lucrăm un ochi față, jeteu, un ochi față. Un ochi pe dos, așa, un ochi față, jeteu, un ochi față, un ochi pe dos și ultimul. La fel, repetăm. Un ochi față, jet eu, un ochi față. Și acest ochi, ultimul, pentru simetrie, se lucrează pe dos și ultimul tot pe dos, că este de margine. Acest rândul 3 îl lucrăm după cum stau ochiurile. Un ochi pe față, trei ochiuri pe dos, inclusiv și jeteul. Iată, lucrăm pe dos să rămână o gaură. Un ochi pe față, trei ochiuri pe dos. Un ochi pe față, trei ochiuri pe dos. Și continuăm. La sfârșitul rândului 3
Avem un ochi pe față, trei pe dos și un ochi pe față, cel pentru simetrie, un ochi pe dos. Acesta este rândul 3. Rândul 4. La fel, lucrăm după cum stau ochiurile. Un ochi pe dos, trei ochiuri pe față. Un ochi pe dos, trei ochiuri pe față. Și repetăm tot rândul. Și la sfârșit, un ochi pe dos, trei ochiuri pe față, un ochi pe dos și cel de margine pe dos. Iată așa. Și rândul 5. Un ochi pe față, trei ochiuri pe dos. Deci tot lucrăm după cum stau ochiurile. Un ochi pe față, trei ochiuri pe dos. Un ochi pe față, trei ochiuri pe dos. Continuăm. Și nu uităm să lucrăm ochiul pentru simetrie, un ochi pe față și cel de margine pe dos. Deci, aceste 5 rânduri au fost rândurile de început. Mai departe, repetăm de la rândul 2. Ce am lucrat primul raport și mai departe repetăm de la rândul 2. Un ochi pe dos, al treilea ochi îl trecem și lucrăm un ochi față, jeteu, un ochi față. Repetăm. Un ochi pe dos ca să obținem aceste frumoase opturi. Un ochi pe față, jeteu, un ochi pe față și iată, continuăm, jeteu, un ochi pe față, un ochi pe dos, un ochi pe față, jeteu, un ochi pe față. Și deci continuăm să repetăm de la rândul 2 până la rândul 5. Și un ochi pe dos la sfârșit. Iată. Cred că ați înțeles ideea. Deci acesta a fost rândul 2. Acum urmează rândul 3, după cum stau ochiurile. Un ochi pe față, 3 pe dos. Și mai lucrăm rândul 3, 4 și 5, apoi iarăși repetăm de la rândul 2. Iată, eu am lucrat 1, 2, 3. 3 raporturi. Și vreau să vă arăt cum procedați în cazul în care doriți ca să rămână, iată, de exemplu, 2 modele să meargă ca margine. Sau 3. Cum procedăm? Eu am făcut, uitați-vă, vedeți, jeteul. Sau mai bine, deci cum să vă explic, acuș. Am lucrat rândul 2, apoi pe dosul lucrului, rândul 3. Adică ce s-a întâmplat. În rândul 2 eu am trecut ochiul 3 peste ochiul 2 și am făcut jeteuri, adică în rândul 2. Iar în rândul 3 am lucrat pe dosul lucrului. Acum la noi este rândul 4 și lucrez mai departe cum stau ochiurile. Un ochi pe dos, 3 pe față. Un ochi pe dos, 3 pe față, un ochi pe dos.
Și iată, eu vreau să merg în sus cu aceste două modele. Numai decât încheiem cu ochiul pe dos. Celelalte ochiuri, deci în rândul 4, le lucrez toate pe față. Astfel vom avea o trecere frumoasă dintre margine și lucru. Toate ochiurile pe față și cel de margine pe dos. Iată. Și deja mergem rândul 5 pe dosul lucrului. Aici vom avea ochiuri pe dos. Până aici, cred, da. Aici avem un ochi pe față. Putem să punem marker 3 pe dos. Un ochi pe față, 3 pe dos. Și un ochi pe față, cel de margine pe dos. Și atunci când ne uităm pe fața lucrului, vedem că trecerea este frumoasă. Aici avem ochiuri pe față. Mai departe, aici vom merge cu modelul. Deci, iarăși repetăm de la rândul 2. Ochiul 3 îl trecem. Un ochi pe față, jeteu. Un ochi pe față. Un ochi pe dos. Un ochi pe față, jeteu, un ochi pe față și un ochi pe dos. Uitați-vă. Și mai departe continuăm aici cu ochiuri pe față. Cred că ați înțeles cum stă treaba. Este o propunere frumoasă, zic eu, și m-aș bucura să o lucrați. Chiar s-ar potrivi la aproape orice aveți. Ca un elastic. La dorință puteți să lucrați 3 pe față, 2 pe dos. Eu aici am făcut 1. Și cu andrele mai subțiri elasticul vine mai strâns. Iată cum am făcut aici. Uitați-vă cât. Nu știu cum redă camera, dar este foarte foarte bine și foarte frumos. Iată, uitați-vă. Cu andrele mai subțiri, lucrul vine mai frumos. Aceasta a fost tot pentru astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenție și pentru like-uri, distribuiri, pentru abonări, pentru tot. V-am pupat! La revedere!